Bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Campanie de informare și identificare a câinilor nesterilizați din gospodării. Ședință bilanț, cultul eroilor Slănic Moldova. Mănăstirea Cașin, testări gratuite pentru prevenirea cancerului la sân. Campanie de informare și identificare a câinilor nesterilizați din gospodării este anunțul făcut public chiar de către primarul municipiului Onești, Victor Laurențiu Neghină. Timp de două zile, 25 și 26 februarie, lucrători ai adăpostului de câini Onești, cu sprijinul reprezentanților Biroului pentru Protecția Animalelor din cadrul IPJ Bacău, Poliției Municipale și ai Poliției Locale Onești, au desfășurat o campanie de informare și identificare a câinilor nesterilizați din gospodării. Au fost identificați 154 de câini din 105 gospodării ce urmează a fi sterilizați în cadrul campaniei din 16, 17, 18 și 19 martie. Rog posesorii de câini metiș rasă comună care nu au fost contactați de echipele de informare să sune la 0799 201 408 pentru a programa patrupedul pentru sterilizare. Mulțumim pentru înțelegere și buna colaborare. Să înlăturăm cauza și noi efectul. Este anunțul făcut chiar de către primarul Oneștiului, Victor Laurențiu Neghină. Ședință bilanță a cultului eroilor Slănic Moldova. Sâmbătă 25 februarie, în orașul stațiune Slănic Moldova, a avut loc bilanțul activităților subfilialei cultul eroilor Slănic Moldova. La eveniment a fost prezentă echipa din conducerea filialei județene cultul eroilor Bacău. Este vorba de Dănuț Voicu, președinte, Cristinel A. Ioanei, vicepreședinte, jurnalistul Petru Done, secretar. Cine este prezent? În primul rând, domnul primar George Baciu, membru de onoare al Asociației Cultul Eroilor și totodată component al conducerii subfilialei Târgu Slănic Moldova. De asemenea, suntem prezenți cu primul vicepreședinte, domnul Cristinel Dumitru Ioanei, domnul secretar Done Petru, președinții de subfiliare care le mulțumesc în mod deosebit că și-au făcut timp și au venit la această manifestare. Domnul profesor Alin Radu, președinte la Târgu Ocna, domnul Vasile Boboc, președinte la subfiliala comunală Dofteana, domnul vicepreședinte colonelul Ilie Vasile, domnul colonel Viorel Roman, președinte la subfiliala orașului Dărmănești, domnul Cătălin Gabriel Dima, președinte la subfiliala Mănăstirea Cașin. Este prezent gazda noastră, domnul vicepreședinte Pavel Avădani, vicepreședinte la subfiliala Slănic Moldova, care merită toate mulțumirile noastre pentru că a pus la dispoziție pentru sediu ceea ce vedem aici, al subfilialei orașului Slănic Moldova. Este prezent părintele Ciugotaru Ștefan, care astăzi o să facem timp să primească în cadrul acesta organizat carnetul de membru al eroilor. Este prezent părintele Ilie Cătălin, care o să-l rugăm înainte de a trece la desfășurarea lucrărilor activității să păstrăm un moment de reculegere pentru cei care nu mai sunt și să aibă bunăvoința să le citească pe cei care au trecut în veșnicie. Am să citesc, dar în realitate, pentru că nu mi-am luat ochelarii, n-am știut exact ce
colonel Spiridon Gheorghiu, preot locotenent colonel Pușcariu Iordache, profesor Niculescu Gustav, inginer Stoian Zafir Păreu, profesor Calinciuc Tudose, colonel Chirieș Corneliu, veteran de război Munteanu Iordache, profesor veteran de război Țară Lungă Paul, preot veteran de război Popescu Toma, colonel Aioane Roman, colonel Oglan Vasile, colonel Irimia Nicolae, colonel Lăcătușu Aurel, profesor dr. Murariu Ioan, veteran de război Bordea Ioan, colonel Lungu Gheorghe, general de flotilă aeriană Moraru Gheorghe, colonel Ghirău Năstase, colonel Timofte Paul Valerian, profesor Mocanu Virgil, colonel Petrescu Ioan, general major Leonov Alexandru, subinginer Cristea Corneliu. Dumnezeu să ierte! Din partea gazdelor, Cornel Solomon, în calitate de președinte al subfilialei slănicene, a prezentat raportul tuturor activităților desfășurate. Mai multe în minutele următoare. Constituită pe baza liberei adeziuni a persoanelor care doresc să perpetueze în conștiința cetățenilor sentimentele de adâncă recunoștință față de eroi și martirii neamului care s-au jertfit pe altarul patriei. Asociația este continuitoarea nobililor tradiții ale societății românești preluată de către Regina Maria în anul 1919, în data de 12 septembrie, cu un actul decret lege numărul 4106, semnat de către regele Ferdinand al României, al Societății Mobilitelor de Eroilor Căzuți în Război, din 12 noiembrie 1991, obiectivele societății au fost preluate de nou înființat Comitet Național pentru Restaurarea și Îngrijirea Monumentelor și Clintirilor Eroilor, care au primit mai apoi numele actual în data de 13 martie 2012. Asociația Națională Cultul Eroilor Regina Maria, filiala Cornel Chireș, este subiect de drept cu personalitate juridică, iar activitățile desfășurate sunt de interes general. Asociația Națională Cultul Eroilor Regina Maria, filiala Cornel Chireș, subfiliala Slănic Moldova, a fost înființată în anul 2012 la inițiativa domnului colonel Paul Valent Timofte, fost președinte al asociației noastre Regina Maria, filiala Cornel Chireș, județul Bacău, recula cele vești de data de 13 mai 2021. În acest moment, președintele Asociației Naționale Culturilor Regina Maria, filiala Corneliu Chirieș, Bacău, este domnul Dănuț Voicu, ales în unanimitate de membrii asociației. Imnul Asociației Naționale Culturilor Regina Maria, filiala Corneliu Chirieș, este imnul eroilor, preserați pe al lor măminte. Iar sigla marca asociației are forma unei lacrimi revărsată cu următoarele elemente. Crucea care reprezintă biserica noastră creștină, flacăra veșnică încadrată între două ramuri de laur, dispuse ornamental pe fond roșu, care simbolizează sângele vărsat pe câmpul de luptă de eroi și martirii neamului românesc. Ca semn al demnității asociației, pe album conjurător sunt înscrise cuvintele Asociația Națională Cultul Eroilor Regina Maria, dominată de o cruce, semnul biruinței creștinilor. Asociația Națională Cultul Eroilor Regina Maria, filială Cornel Chireș, are un steag de identificare propriu. Imediat după înființarea Asociației Naționale Culturilor Regina Maria, filiala Corneliu Chireș, subfiliala Slănic Moldova, și-a început activitatea de omagiere a eroilor neamurilor, identificând, restaurând, îngrijind și ocrotind monumentele și edificiile eroilor din localitate, organizând și participând la activități de comemorare a eroilor local și la nivel național. Pe lângă activitățile specifice, asociația a încheiat un protocol cu școala gimnazială numărul 1 Slănic Moldova, reprezentată prin directorul în exercițiu tudoreanu Laurenția Silvia, având ca scop înființarea Cercului Culturii Eroilor, asigurând astfel o colaborare permanentă pentru realizarea activităților prevăzute în regulamentul și statutul asociației. Din anul 2017, asociația noastră, prin inițiativa președintelui filialei din Bacău, am preluat Asociația Veteran de Război și a Urmașilor de Război, cu un număr de 8 urmași ai veteranilor. În prezent, în evidență, mai sunt 2 membri, și Lochie Ana și Tudoreanu Paraschiva. În data de 19.02.2022, cu ocazia adunării generale a membrilor subfilialei Slănic Moldova, Regina Maria, filiala Cornel Chireș și județul Bacău, întâlnită prin alegerea președintelui și membrilor biroului executiv al subfilialei Slănic Moldova, conform prevederilor statutului asociației, s-a desemnat prin vot președintele ședinței de alegeri, Dănuț Voicu, președintele filialei județene Asociației Naționale Culturilor Regina Maria, în vederea verificării modului de respectare a normelor statutare. Astfel s-au desemnat prin vot membrii Comisiei de Validare și membrii Comisiei de Numărare a voturilor. În urma numărării voturilor și validării rezultatelor alegerilor, Biroul Executiv al Subfilialei
Sălim Moldova, are următoarea componență. Aici avem tabel nominal, nu mai citesc, că să știe ei. Începând cu luna septembrie 2022, preoții din Parohia Catolică, Cireșoaia, au fost transferați în alte parohii, locul vacant în birou executiv fiind ocupat automat de noul paroc în exercițiu, Părintele Ștefan Ciubotar, care este de față cu mine. Activități desfășurate pe anul 2022. Ziua Eroilor, 1 iunie 2022. În Sfânta Zi de Înălțare a Cultului Creștin Ortodox, după tradiție, ne-am strâns în cartierul Cerdac, la Monumentul Eroilor, oferind rugăciuni și prinosul de recunoștință lui Dumnezeu pentru jefa Eroilor Neamului. Prezența la ceremonia de omagiere a eroilor de pe dealul Coșna. Delegația subfiliare Asociația Națională Cultului Eroilor din Maria, stat din Moldova, împreună cu primarul domnul Gheorghe Baciu, am participat în data de 12 august 2022 pe dealul Coșna, din Comuna Părgărești, la festivitățile de comemorare și omagiere a eroilor neamului, depunându-se coroană de flori. Atunci am fost împreună cu domnul primar, cu domnul Pavel Vădăniș, domnul de la Bacău, domnul președinte, domnul vicepreședinte și mai mulți colegi care au domnul Liliuță. Comemorarea eroilor de pe dealul Cireșoaia a devenit tradiție ca în a doua sâmbătă din luna septembrie să comemorăm memoria eroilor neamului căzut la datorie pe dealul Cireșoaia, în primul război mondial. În ziua 10 a lunii septembrie a început cu o ploaie deasă, care a împiedicat organizarea festivităților pe dealul Cireșoaia, astfel că ne-am mobilizat militărește și am mutat locul manifestărilor în parcul central din stațiune. La ora începerii ceremoniei religioase a ieșit și soarele, motivând pentru care parcul central s-a umplut de turiști și localnici, atrași de sunetul fanfarei și a dispozitivului militar organizat de Brigada 15 mecanizată Podul Nord Iași. După terminarea ceremoniilor religioase, după locuțiuni și defilarea gărzii de onoare a trupurilor militare și a fanfarei militare, ne-am deplasat cu mașini de teren pe dealul Cireșoaia și în cimitirul internațional al eroilor din Sălim Moldova, unde am depus coroanele omagiale și am înălțat o rugă pentru sufletele eroilor neamului. Despre activitate, dar și despre dinamica subfilialei slănicene, a vorbit Dănuț Voicu, președintele filialei județene Cultul Eroilor Bacău. Suntem prezenți la sediul subfilialei orașului Slănic Moldova, subfiliala Cultul Eroilor, la ședința de analiză a activității anului precedent până în prezent. Așa cum ne-a obișnuit de-a lungul a 5-6 ani de zile, în Slănic Moldova începem activitățile de bilanț în preajma adunării generale la nivelul filialei, la nivelul filialei județului Bacău. Pe 25 martie, programată la Bacău, este ședința de analiză și bilanț. Bilanțul oficial l-am desfășurat la Centrul Apostol pe 28 decembrie, în care au fost invitate și am fost onorați de prezența oficialităților principale care ne sprijină și ne ocrotesc în desfășurarea activităților în teritoriu și nu numai județului Bacău. Despre subfiliala Slănic Moldova am spus în finalul ședinței că întrunește toate calitățile unei subfiliale complexe. A desfășoară activități cu elevii constituite în grupuri, în cercul cultului eroilor, statutate în România. Are acea diplomație să conlucreze cu Biserica Catolică, cu Biserica Creștin-Ortodoxă, cu membrii Consiliului Local, o parte sunt și membrii ai organului de conducere a subfilialei, cu primarul, care este primarul este membru de onoare al subfilialei și rezultatele se văd. Cred eu că este un exemplu pentru noi toți, cei din conducerea biroului executiv sau pentru colegii care au asistat astăzi la o ședință de analiză și prezentare a obiectivelor pentru anul 2023. În semn de apreciere pentru implicare și dinamica subfilialei Slănic Moldova, Dănuț Voicu, președintele filialei Bacău, a înmânat o diplomă de excelență lui Cornel Solomon, președintele subfilialei slănicene.
Mănăstirea Cașin, testări gratuite pentru prevenirea cancerului la sân. Veste bună pentru doamne și domnișoare. Unitatea mobilă de screening de cancer mamar a Institutului Regional de Oncologie Iași oferă femeilor cu vârsta între 50 și 69 de ani mamografii gratuite. Proiectul se adresează femeilor care nu și-au făcut o mamografie în ultimele 12 luni, care nu au simptome sau un diagnostic confirmat de cancer mamar. Pe 27 februarie, de la ora 10, caravana a fost în comuna Mănăstirea Cașin și în județul Bacău. Ce cred beneficiarele acestei campanii de prevenire a cancerului la sân, aflăm în minutele următoare. Este prima dată când faceți o mamografie? Da. Aveți emoții? Nu. Nu? Nu. E necesar, în opinia dumneavoastră, ca tinerile fete, doamnele, domnișoarele să-și facă câte un control așa la sân? Da, este foarte necesar, dar nu toată lumea înțelege. Deci nu v-ați mai făcut până acum dumneavoastră, în schimb vreți să profitați de oportunitate, de gratuitatea asta. De ce nu? Și gratuitate și dacă este venit aici, este și mai bine. Practic se economisește timp până la ONE și așa mai departe, programare la... Mai ales până la Iași, care vin fetele de acolo, pentru noi decis să nu profităm. Ați recomandat tuturor să vină să-și facă, mă rog, persoanelor de sex feminin? Da. Cum să nu? Da. E da. Util? Este necesar. Este în binele nostru și în sănătatea noastră. Și chiar dacă le e jenă sau ceva să vină? Dar eu nu văd o jenă. Toate suntem femei sau chiar dacă este bărbat, am trecut prin altele poate mai grele sau mai urâte. Ați mai făcut până acum mamografie? Nu. Și cum vă așteptați să fie? Eu mă aștept la bine, să fie bine. N-aveți emoții la... Nu. Considerați că este o necesar, oportun ca fetele, doamnele să-și facă? Este foarte bine să vină toate să facă. Pentru sănătatea noastră, pentru binele nostru. Un îndemn dacă e să vină să-și facă. Ce le-ați spune dumneavoastră? Să vină, să facă. Am anunțat. Să vină. Dacă vin, dacă nu... Corect. Și sănătatea e mai bună sau o apreciem când nu o mai avem de obicei, nu? Atunci când avem, cât să ne ducem peste tot. Dar e prea târziu. Ați mai făcut până acum mamografie? Nu am făcut. Și aveți emoții? Nu am deloc. E bine că vine în comun. Da, aici. Foarte frumos, foarte bine. Felicitări, cine a pus așa ceva să facă. E necesar, sigur, pentru sănătatea noastră. Pentru doamne? Pentru doamne, domnișoare, care vor să vină, cu mare drag, îi așteptăm pe toți. Și faptul că e gratuit? Faptul este că e gratuit, plus când mergi la medic, trebuie să ai trimitere, să fii asigurat să mergi la toate investigațiile astea care... Cu drag așteptăm fiecare să vină. Apoi și de cancer de coluterin, iată că e și de cancer de sân, este necesare genul acesta, nu? Sigur că da, foarte bine. Încă n-am fost rândul trecut, dar acum am venit că este necesar să vin. Am o tată care fac cu 50 de ani în iunie și am dorit ca să vin să văd și eu. Foarte bine. Da, sănătatea mea care este din corp. De la primele ore ale dimineții, doamnele din Mănăstirea Cașin s-au deplasat către locația aleasă în cadrul acestei campanii. De altfel, ele au beneficiat și de o scurtă informare despre acest dușman care lovește pe nesimțite. Cancerul de sân este o formă de cancer care afectează femeile, dar și bărbații, dar într-un procent foarte redus. Este a doua formă de cancer care ia viața femeilor, ca să zic, după cel pulmonar, debutează din celulele care constituie sânul sau chiar la nivel ganglionar, al ganglionilor ce comunică cu sânul. Spuneți-mi dumneavoastră dacă... Întrebări, adică când ar trebui sau cât de des ar trebui o femeie adultă să meargă la medic pentru investigații? Da, începând... Pentru a fi depistat precoce, ca să zic așa, în fază incipientă, el are o posibilitate de tratare, ca să zic așa, este indicat ca de la 30 de ani fiecare femeie să meargă la un control ginecologic care constă în examinarea efectivă a sânilor, mamografie și chiar ecomamar, urmată de ecomamar. Mai târziu, frecvent este întâlnit după vârsta de 50 de ani și după 50 de ani femeile sunt orientate către consultație anuală cu mamografie urmată de ecografie mamară. Ceea ce trebuie să facem noi femeile este ca lunar să ne palpăm sânii.
Ca să ne dăm seama că este o problemă, vom simți efectiv la palpare un nodul cu marginile neregulate, nedureros, foarte rar este dureros, și acela ar trebui să ne dea semne. Alte manifestări, că există o problemă, mai pot apărea la nivelul pielii chiar, cu răni la nivelul tegumentului, cum să vă zic, cu umflarea sânului, cu retracția mamelonului și mai sunt și alte manifestări. Deci, cu alte cuvinte, o femeie ar trebui să fie un pic mai atentă la ce se întâmplă cu corpul ei și dacă sunt semnale de alarmă să meargă la medic. Sigur că da, sigur că da. Și încă un lucru pe care trebuie noi să-l știm este că trebuie să ne gândim în felul următor. O femeie are predispoziție spre a face cancer mamar. Sunt femei care au în familie cazuri de cancer mamar și atunci sunt predispuse să facă. Sunt predispoziții, ca să zic așa, la femeile care au avut debutul ciclului menstrual înainte de 12 ani, debutul menopauzei tardiv, după 55 de ani, femeile care au suferit o radiație la nivelul sânilor, femeile care... Dacă stau bine să mă gândesc... Bine, pot fi și anumite lovituri la un moment dat care exact pot să apară. Traumatismele la nivelul sânului. Sau sunt femei care au constelație genetică, dar nu fac cancer de sân. Important e mesajul care trebuie să-l audă doamnele, domnișoarele, să meargă la medic periodic și ori de câte ori e o problemă. Ori de câte ori e o problemă și dacă mi-aduc bine aminte și mi-au revenit în minte, sunt consumul excesiv de alcool, lipsa gravidității la femei, dacă nu dăm naștere, lipsa alăptării, emoțiile, îmi cer scuze, acelea sunt care ne fac să mai pierdem din vedere unele situații. Deci, dacă avem una din aceste manifestări, în viața de dinainte, ca să zic așa, este indicat să mergem la medic. După 50 de ani, odată pe an, de la 30 de ani, odată la 3 ani și să investigăm. Sâmbătă 25 februarie la CAEX a avut loc ședința cu participarea tuturor colegilor USR din zona Moldovei. Este vorba de filialele din Galați, Vrancea, Botoșani, Suceava, Iași, Vaslui, gazde fiind colegii din Uniunea Salvați România, județul Bacău. Ședința interjudețeană a fost urmată de o conferință de presă. Mai multe detalii aflăm în minutele următoare. Sunt onorat că am lângă mine colegii președinți de filiale județene din toată Moldova. Vorbim de Galați, vorbim de Buzău, vorbim de Vrancea, Botoșani, Suceava, Vaslui. Toată conducerea acestor județe din partea Uniunii Salvați România și ne-am adunat astăzi la Bacău pentru a găsi soluții pentru primăriile și consiliile locale din toată Moldova. După cum bine știți, regiunea noastră a Moldovei este una dintre cele mai sărace, nu doar din România, ci din toată Uniunea Europeană. Și responsabil pentru acest lucru este administrația, fie PSD, fie PNL, care a condus municipiile de reședință, orașele și comunele din Moldova. Și suntem astăzi aici, toată conducerea Uniunii Salvați România din Moldova, pentru a găsi soluții pentru dezvoltarea acestei regiuni. Iar soluția este doar o administrație pro-europeană, o administrație care își dorește cu adevărat modernizare, o administrație care are principiile și valorile euroatlantice, principii și valori creștinești, împărtășite de toți cetățenii români. Este clar că ne aflăm în acest moment într-o situație de cumpănă, unde, din păcate, președintele României a înșelat electoratul și a înășit o coaliție PSD-PNL. Deși PNL a promis în campania electorală din 2020 că se va lupta cu Partidul Social Democrat. Iar realitatea a fost fix invers. Astfel încât Klaus Iohannis a devenit cel mai mare PSD-ist, nășind această nouă coaliție monstruoasă. Din cauza acestui fapt, suntem mai determinați și mai motivați ca niciodată să atacăm și să câștigăm toate marile primării din Moldova,
dar și primării de comune și orașe. Pentru acest lucru suntem astăzi aici și ne așteptăm ca în 2024, la toate rundele de alegeri, dar în special cele locale, electoratul care este pro-european, care își dorește străzi cu adevărat, care își dorește spitale, să aleagă singura variantă viabilă și singurul partid care și-a păstrat principiile și valorile fondatoare, adică Uniunea Salvați România. Și invit alături de mine colegii președinți de filiale să întărească acest mesaj. Vă mulțumesc și țineți aproape de Uniunea Salvați România, singura soluție pentru Moldova. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Marți 28 februarie, cerul va fi parțial înnorat, sunt posibile averse mixte de ploaie și ninsoare, mercurul în termometre urcă până la 5 grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 0 grade Celsius. Miercuri 1 martie, cerul va fi parțial înnorat, mercurul în termometre urcă până la valori de 6 grade Celsius, iar minima noaptea coboară până la valori de minus 1 grad Celsius. Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.